Salutare, prieteni! Știați că cele șapte metale cunoscute în antichitate erau aur, argint, plumb, cuplu, mercur, fier și staniu? Sau că din cele 109 elemente chimice cunoscute, 92 se găsesc în natură, iar restul au fost obținute pe cale artificială? Haideți să aflăm mai multe din lecția următoare de chimie! Bună ziua, dragi elevi, și bine ați revenit la nouă emisiune Teleșcoala. Numele meu este Nona Ionescu și sunt profesor de chimie la Liceul Tehnologic la Lanu din municipiul Ploiești. Pentru astăzi vă propun să continuăm rezolvarea subiectelor din testul de antrenament numărul 1 de chimie anorganică, subiecte publicate în luna februarie a acestui an. Vom rezolva împreună subiectul 2 roman și respectiv 3 roman. Pentru aceasta vom avea nevoie de numerele atomice, masele atomice și respectiv altă constantă pe care le regăsim așa cum bine știm la finalul subiectelor. Subiectului 2 romanui sunt alocate 25 de puncte. Vom începe cu subiectul 1. Atomul unui element chimic au un nucleu 48 de neutroni și formează cationi monovalenți izoelectronici cu atomul de cripton. Avem de determinat numărul de masă al elementului chimic. Elementul E formează cation monovalenți. Asta presupune că va ceda un electron și se va transforma în ion pozitiv. Faptul că acești cationi monovalenți sunt izoelectronici cu atomul de cripton ne ajută să identificăm numărul atomic Z al elementului nostru necunoscut. Prin urmare, la numărul atomic al criptonului 36 adăugăm o unitate și obținem numărul atomic Z al elementului nostru 37. În acest fel putem să determinăm masa atomică a elementului necunoscut prin însumarea numărului de neutroni cu numărul atomic Z și obținem valoarea de 85. Subiect efektul 2 Scrieți configurația electronică a atomului elementului E, care are în învelișul electronic 5 substraturi ocupate cu electroni și 5 electroni de valență. Electronii de valență sunt electronii plasați pe ultimul strat. Prin urmare, vom așeza electronii pe substraturile 1S, 2S, 2S 2P, 3S și 3P, astfel încât pe ultimul strat, 3S, 3P, să avem 5 electroni de valență. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 5, observăm că Am plasat cei 5 electroni pe ultimul strat. La subpunctul B trebuie să notați poziția în tabelul periodic, adică grupa și perioada în care este plasat acest element chimic. Numărul de electroni de pe ultimul strat indică numărul grupei principale în cifre romane. EUPAC, adică Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată, recomandă notarea grupelor cu cifre arabe de la 1 la 18, caz în care numărul de electroni de pe ultimul strat este egal cu cifra unităților numărului grupei principale în cifre arabe, iar numărul perioadei este dat de numărul de straturi ocupate cu electroni. Vom reveni la configurația electronică notată anterior și putem aprecia că elementul nostru este situat în grupa A15 -a, sau 5 roman, A mare, perioada a treia. Cifra unităților este 2 plus 3, 5, deci, prin urmare, orice modalitate de a scrie grupa cu cifre arabe, cu cifre romane, va fi punctată. Trecem la subiectul următor. 3A. Modelați procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic și puncta pentru reprezentarea electronilor. Pentru acest lucru avem nevoie de numărul atomic Z al clorului. Vom repartiza electronii pe straturi și substraturi. Scriem configurația electronică așadar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Observăm că elementul clor are pe ultimul strat 7 electroni. În dorința de a avea o configurație stabilă de octet al gazului rar următor din tabelul periodic, clorul va primi un electron și se va transforma în ion negativ. Pentru scrierea corectă a procesului de ionizare a atomului de clor veți primi două puncte. La subpunctul B va trebui să notați caracterul chimic al clorului și este suficient pentru a primi punctajul să scrieți că acesta are caracter nemetalic. Subiectul următor, 4 sub punctul A, notați numărul electronilor de valență ai atomului de flor. Utilizând numărul atomic Z al florului, scriem configurația electronică, observăm că avem pe ultimul strat 7 electroni, motiv pentru care vom scrie numărul electronilor de valență egal cu 7. Pentru răspunsul corect veți primi un punct. La subiectul 4B aveți de modelat formarea legăturii chimice în molecula de flor, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor. Așa cum am stabilit anterior, florul are șapte electroni de valență. Fiecare atom de flor va pune în comun câte un electron și se va forma o legătură covalentă nepolară. Pentru modelarea corectă a formării legăturii chimice în molecula de flor, veți primi două puncte. Am ajuns la subiectul 5. O soluție de acid sulfuric are raportul molar acid sulfuric apă 2 la 15. Determinați concentrația procentuală de masă a soluției. În primul rând vom porni de la acest raport molar de 2 la 15. Ne vom nota cu 2x numărul de mol de acid sulfuric și cu 15x numărul de mol de apă, astfel încât să respectăm raportul molar indicat în anunțul problemei. Calculăm masele molare pentru acidul sulfuric, respectiv pentru apă, pentru a putea să determinăm masa de acid sulfuric care se găsește dizolvată în soluția noastră, respectiv masa solventului care este apa. Am înmulțit numărul de mol 2x cu masa molară a acidului sulfuric și am obținut masa MD a substanței dizolvate a solvatului 196X, respectiv am înmulțit numărul de moli ai apei cu masa molară și am obținut valoarea de 270X masa solventului. Printr-un calcul simplu obținem masa soluției, așa cum bine știm, MD plus M apă, 196X plus 270, 466X. Nu ne rămână decât să înlocuim o formula concentrației procentuale a acestei două valori și obținem 42,06%. Acesta a fost subiectul C, vom trece la subiectul D, căruia îi sunt alocate 10 puncte. Subiectul 1. Permanganatul de potasiu reacționează cu sulfatul de fier 2 în mediu acid formând sulfatul de potasiu, sulfatul de mangan, sulfatul de fier 3 și apă. Avem descris ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc. Aplicăm algoritmul de stabilire a numerelor de oxidare și identificăm elementele care își vor modifica numărul de oxidare. Așa cum bine știm, numărul de oxidare, prescurtate nou, este indicat prin sarcina electrică pe care o are ionul său într-o combinație ionică sau sarcina electrică relativă formală pe care ar avea atomul dacă, în mod convențional, electronii puși în comun ar fi total deplasați spre atomul mai electronegativ. Numărul de oxidare se exprimă printr-un număr întreg pozitiv sau negativ și 0. Pentru a stabili numerele de oxidare trebuie să aplicăm anumite reguli, și anume numărul de oxidare al unui element dintr-o substanță elementară este întotdeauna 0. Pentru un ion poliatomic este egal cu sarcina sa electrică. Pentru hidrogen este plus 1 în combinațiile cu nemetalele sau minus 1 în combinațiile cu metalele. Al oxigenului este minus 2 cu excepția apei oxigenate și a peroxizilor când numărul de oxidare are valoarea minus 1. De asemenea, suma algebrică a numerelor de oxidare ale atomilor dintr-o specie chimică neutră este 0. Numărul atomic al elementului dintr-o combinație poate să fie calculat din numerele de oxidare atribuite celorlalte elemente, ținând seama de faptul că suma algebrică a tuturor numerelor de oxidare este 0. Am exemplificat pentru două specii chimice pe care le regăsim în ecuația reacției chimice pe care o analizăm, și anume permanganat de potasiu și acid sulfuric. Aplicăm regulile amintite anterior pentru potasiu, pentru oxigen, pentru hidrogen. Ne notăm cu X respectiv cu Y numerele de oxidare necunoscute. Prin rezolvarea a două ecuații simple de ordinul întâi, găsim X Numărul de oxidare a manganului plus 7, respectiv pentru sulf plus 6. Cum am ajuns la aceste ecuații? Am înmulțit numărul de oxidare al fiecărui element cu numărul de atomi și am efectuat suma algebrică punând condiția că aceasta trebuie să fie 0. Același algoritm îl vom aplica pentru toate speciile chimice din ecuația reacției noastre și vom identifica elementele care și-au modificat numărul de oxidare. După cum observăm, manganul și-a modificat numărul de oxidare de la plus 7 la plus 2, fierul de la plus 2 la plus 3. 3. Ce ne rămână de făcut este să uh, scriem ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, având în vedere faptul că în procesul de oxidare valoarea numărului de oxidare crește, în procesul de reducere valoarea numărului de oxidare scade. De asemenea, oxidarea este procesul în care o specie chimică cedează electroni, iar reducerea este procesul în care o specie chimică acceptă electroni. Sub punctul B, notați formula chimică a substanței cu rol de agent reducător. Așa cum bine știm, agentul reducător este acea specie chimică care favorizează reacția de reducere. Prin urmare, specia chimică care cedează electronii acceptați în procesul de reducere este agentul reducător, adică sulfatul de fier 2. La subiectul 2 aveți de notat coeficienții stoichiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1. Pentru început trebuie să efectuați bilanțul electronic și bilanțul atomic și apoi să stabiliți coeficienții stoichiometrici ai ecuației. Pentru scrierea corectă a tuturor coeficienților reactanților și produsilor de reacție, veți primi un punct. Trecem la subiectul 3. Scrieți ecuația reacției dintre zinc și sulfat de cupru. Zincul reacționează cu sulfatul de cupru, formează sulfatul de zinc și cupru. Pentru scrierea corectă a tuturor formulelor reactanților, respectiv produsilor de reacție, primiți două puncte. La subpunctul punctul B o plăcuță de zinc cu masa de 6,5 grame s-a introdus într-o soluție de sulfat de cupru. Calculați masa de cupru obținută din reacție, exprimată în grame, la un randament al reacției de 90%. Având acest randament de 90%, deducem că această masă de zinc, egală cu 6,5 grame, reprezintă masa teoretică, adică acea masă de zinc care ar fi reacționat dacă am fi lucrat la un randament de 100%. Lucrând însă la randament de 90%, aplicăm. Formula randamentului și găsim masa de zinc care a reacționat cu soluția de sulfat de cupru. Rescriem ecuația de la subpunctul anterior și, lucrând pe ecuația reacției chimice, vom scrie deasupra formulelor chimice ale reactanților masa de zinc care a reacționat respectiv la cupru. X, pentru că este masa necunoscută, iar sub formulele reactantului, respectiv produsului de reacție, vom scrie masa molară pentru zinc, respectiv pentru cupru. Printr-un calcul simplu găsim masa de cupru egală cu 5,76 de grame, adică masa care s-a obținut lucrând cu un randament de 90%. Am ajuns la subiectul 3 roman, căruia îi sunt alocate 25 de puncte. Începem cu subiectul E mare. Punctul 1. Normal butanul, așa cum bine știți, este utilizat la umplerea a buteliilor pentru scasnic. Ni se dă în enunț ecuația reacției termochimice de ardere a normal butanului. Avem de calculat entalpia molară de formare standard a normal butanului, exprimată în kilojuli, utilizând ecuația termochimică amintită, respectiv entalpile molare de formare standard vom avea în vedere faptul că entalpia unei substanțe simple în condiții standard este întotdeauna egală cu 0, deci putem atribui oxigenului valoarea 0. Conform ecuației termochimice, variația de entalpia reacției de ardere a normal butanului o deducem din ecuația termochimică și are valoarea minus 2656,3 kJ și nu trebuie să uităm faptul că variația de entalpie depinde de cantitatea de substanță. Și aici mă opresc pentru a vă reaminti că nu este cazul să confundați cantitatea de substanță exprimată în mol cu masa exprimată în kilograme. Aplicăm formula de calcul, ținem cont, așa cum am spus, de numărul de moli de reactanți respectiv de produși, înlocuim cu valorile numerice, efectuăm calculele matematice, calcule extrem de simple și obținem variația entalpiei de formare standard a normal butanului, minus 125,7 kJ pe mol. Determinați la punctul 2 volumul de normal butan care s-a ars, măsurat în condiții normale de temperatură și presiune, adică la 0 grade Celsius și o atmosferă, exprimat în litri, dacă din reacție s-a degajat o căldură de 5312,6 MJ. Primul lucru pe care îl facem, observăm că trebuie să transformăm acești MJ în kJ prin înmulțire cu 1000 sau 10 la 3, depinde cum preferați, astfel încât să avem căldura degajată exprimată în Kilojuli. Din datele problemei, observăm că la arderea unui mult de normal butan se degaje o cantitate de căldură de 2656,3 kJ, motiv pentru care noi va trebui să vedem ce cantitate de normal butan trebuie arsă astfel încât să obținem această căldură degajată exprimată în kJ. Acest lucru îl determinăm fie din raport, fie din regula de trei simplă pe care mulți dintre voi o utilizați. Indiferent de metoda aleasă, vom obține 2000 de moli de normal butan, deci aceasta este cantitatea de normal butan care trebuie arsă pentru a găsi această cantitate de căldură. Însă avem de determinat volumul măsurat în condiții normale de temperatură și presiune, pentru aceasta vom scrie formula volumului molar, vom locui numărul de moli calculați anterior, și obținem volumul de 44.800 de litri de normal butan. Am ajuns la subiectul 3. Pentru a încălzi 25 de kg de apă, a fost necesară o cantitate de căldură de 4180 de kJ, folosind normal butanul drept combustibil. Avem de determinat variația de temperatură, exprimată atenție în grade Celsius, înregistrate la încălzirea apei. Se consideră că n-au loc pierderi de căldură. Asta înseamnă că se lucrează într-un sistem izolat. Și așa cum bine știm, căldura cedată de un corp cald este egală cu căldura primită de un corp rece. De la aceste informații pornim și înlocuim în ecuația calorimetrică valorile numerice obținute. Prin urmare, printr-un calcul simplu, identificăm variația de temperatură exprimată în grade Kelvin ca fiind egală cu 40 de unități și în grade Celsius, aceeași valoare. De ce obținem aceeași valoare? Am demonstrat acest lucru printr-un uh, algoritm foarte simplu. Temperatura din grade Celsius am transformat în grade Kelvin, am înlocuit în uh, relația delta T și am obținut aceeași valoare, pentru că, după cum se vede, 273 minus 273 obținem 0. Am ajuns la subiectul 4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de delta RH0 pentru reacția de hidrogenare parțială a 2 butinei, în funcție de entalpiile reacțiilor redate în cele trei ecuații termochimice. Pentru a obține ecuația de hidrogenare parțial a doi butinei se efectuează suma algebrică a ecuației 1 înmulțită cu minus 1 a ecuației 2 și a ecuației 3 înmulțită cu 1 pe 2. Fac precizarea că pentru ecuațiile termochimice putem să aplicăm aceleași operații uh, matematice pe care le-am întâlnit la ecuațiile algebrice, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, trecerea dintr-un membru într-altul prin schimbarea semnului. Prin urmare, Adunăm membru cu membru pe verticală și reducând termenii asemenea, observăm că ajungem la ecuația termochimică pe care trebuia să o obținem. Aceleași operații matematice le aplicăm și celor trei uh, diferențe de entalpie delta RH1, delta RH2, delta RH3 și obținem variația de entalpie a reacției de hidrogenare parțială a doi butinei. Subiectul 5. Stabilitatea unor oxizi scade în ordinea precizată de la dioxidul de azot la monoxidul de azot. Avem denotat relația de ordine dintre valorile entalpiilor de formare standard ale acestor oxizi și trebuie să și justificați răspunsul. Așa cum bine știm, o substanță este cu atât mai stabilă cu cât variația entalpiei standardă dar de formare are o valoare mai mică. Prin urmare, stabilitatea cea mai mare o are dioxidul de azot, iar entalpia de formare cea mai mică o va avea tot acest compus, dioxidul de azot. Stabilitatea cea mai mică a avut-o monoxidul de azot, prin urmare, valoarea entalpiei de formare cea mai mare va corespunde monoxidului de azot. Am ajuns la ultimul subiect și anume la subiectul F. Pentru o reacție de tipul A plus B trecem produși. Ordinele parțiale de reacție sunt NA egal cu 2, NB egal cu 1. La subpunctul A avem deschis expresia matematică a legii de viteză. Vom înlocui în legea de viteză valorile numerice pentru NA și NB și obținem viteza V este egal cu constanta de viteză K ori concentrația molară a reactantului A la, ridicat la pătrat ori concentrația molară a reactantului B. La punctul B avem de determinat. Pe baza relației scrise la subpunctul anterior, constanta de viteză, notând și unitatea de măsură a acesteia, știind concentrația ele reactanților A și B, precum și viteza de reacție de 2 ori 10 la minus 3 mol ori litru la minus 1 ori secundă la minus 1. Vom înlocui în ecuația scrisă la subpunctul anterior și găsim valoarea pentru constanta de viteză 5 ori 10 la minus 1 litru pătrat ori mol la minus 2 ori secundă la minus 1. Unitatea de măsură o deducem foarte simplu astfel. Vom împărți unitatea de măsură a vitezei, adică mol ori litru la minus 1, ori secundă la minus 1, la unitatea de măsură a concentrației molare ridicat la puterea a treia. Ridicăm la puterea a treia pentru că avem ordinul total de reacție N, Na plus NB, adică 2 plus 1, 3. Acesta este motivul pentru care unitatea de măsură a concentrației molare am, ori litru la minus 1 am ridicat-o la puterea a treia. Trecem la subiectul 2. Creta conține carbonat de calciu. O bucată de cretă este tratată cu soluție de aciclor hidric conform ecuației menționate în, în enunț. Precizați tipul reacției având în vedere și viteza de desfășurare a acesteia. Este o reacție rapidă, din reacție se gajă dioxid de carbon. La subiectul 3. Se tratează cu... O soluție de acid clorhidric în exces o bucată de crătă cu masa de 7,5 grame care conține 80% carbonat de calciu, procentaj masic. Avem de determinat volumul de gaz degajat, măsurat la 127 de grade Celsius și 3 atmosfere exprimat în litri și avem în vedere faptul că impuritățile nu reacționează cu acidul clorhidric. Observăm din ceea ce am subliniat că nu mai lucrăm în condiții normale de temperatură și presiune, deci vom aplica calea generală a gazelor și vom transforma temperatura din grade Celsius în grade Kelvin. Având masa de cretă de 7,5 grame cu 80% carbonat de calciu, ne putem calcula aplicând simplu procentul de 80% masa de carbonat de calciu care a reacționat cu soluția de acid clorhidric. Calculăm masa molară a carbonatului de calciu, numărul de mol de carbonat de calciu și obținem 0,06 mol. Acești moli îi vom utiliza pe ecuația reacției chimice printr-un calcul stoichiometric foarte simplu. Deasupra formulelor chimice a reactantului, respectiv al produsului de reacție, ne-am notat molul 0,06 respectiv X necunoscut. De desubt ne-am notat coeficientul. Obținem X numărul de mol de dioxid de carbon 0,06 introducem în formula legii generale a gazelor și găsim volumul de 0,650 de litri. Acestea au fost subiectele pe care mi le-am propus să le rezolvăm astăzi. Înainte de a ne lua rămas bun, vreau să vă reamintesc faptul că toate subiectele sunt obligatorii, că se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor și că nu se acordă fracțiuni de punct. De asemenea, la examen este important să vă asigurați că ați primit subiectul conform proprii opțiuni, adică chimia organică sau chimie organică. Nu vă grăbiți, citiți cu calm, cu răbdare, cu atenție în subiectelor. Le rezolvați pe ciornă, dar vă asigurați că ați transcris totul și ați transcris totul corect pe foaia de examen. În cazul în care se sizați greșeli, le veți corecta printr-o barare cu o linie orizontală. Aceasta a fost lecția de astăzi. Vă urez multă sănătate și spor la învățat. La revedere! Acestea au fost lecțiile de astăzi, dragi prieteni. Ne revedem luni de la ora 15 să ne pregătim împreună pentru bacalaureat. Emisiunile noastre se găsesc și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al TVR. Suporturile de curs și temele date în emisiune sunt postate pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR. Rămâneți sănătoși și să aveți spor la studiat!